Conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minim ca durată și intensitate? Sau scene de nuditate fără conotații sexuale? Anderlecht se scrie cu CH. Dacă tot completezi la pariuri, completează naibii, că te râde ea de la casa de pariu când te-ai duce cu foaia scrisă prost. Ce pariuri visezi? Că eu completez un raport la un dosar, nu? Da? Ai tu caz așa, un fur de buzunare la Bruxelles și n-am știut eu. Haide, băi, termină, ce crezi tu, că tu ești virgin și eu sunt pletos sau cum? Măi, la mișto. Astea? Păi astea așa, băi, eu... Când am ce faci așa de distracție, joc? Nu ca alții. Ce vrei să zici ca alții? Adică cum ca alții? Adică ce, insinuiesc că eu sunt mare parior sau ce crezi tu? E, nu mare parior, dar și când pariezi ești prostul proștilor. Că n-ai câștigat în viața ta mai mult de 2 lei la parior, da? Dar tu nici măcar pe a 2 lei mi-ai câștigat, băi, prostul proștilor. Prostul proștilor? Păi, dacă nu ți-l dau pe Vasilica, păi cred că poți să-și schimbă banii. Fiți arbotul ăla, și bă, ești ură cu smeș și prost de bubui. Vă certați ca doi proști ce sunteți, mă. A? Păi numai cei foarte norocoși câștigă, mă. Iar 99% din câștiguri se duc la patronii caselor de pariuri. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ai șanse foarte mari dacă ești concentrat și urmărești jocul, faci niște statistici acolo. Dar eu nu pot să fac aici nimic, pentru că aici e stres maxim. Prostule! Boule! Știi ce m-am gândit? Ia să completăm împreună și împărțim câștigurile, că avem mai multe șanse. E cum ziceai că să scrie Anderlecht? Ca să nu mă râzi aia pe la agenție. Dar și mai bine, nu mai bine completez și mie două, trei variante dintr-astea, ca să știm o treabă. Auzi, n-ai să vezi tu asta de la mine. Îmi pare rău, rămâi acolo cum vrei tu, pentru că eu nu-mi stric stilul, bă, cu toți aburicii. Aburici? Da. Păi nu, că ți-o frică să joci, bă. Dar parcă ziceai, Monseur, că tu nu joci. Păi nici nu joc. Și mai văzut tu pe mine? Uite-mă, că nu mi-e frică, adică m-a speriat că ai intrat așa brusc. Nu că ai intrat. Stai liniștită, că nu sunt periculoasă. Am făcut un aranjament cu colegii ca să mă eschiveze. În caz că sunt anchetată. Băluiam eu că e manevră. Dar eu știu că tu nu ești nebună. Tu ești deșteaptă. Da, acum! Mă macină altceva. Ce te macină? Să nu cumva să-ți imaginezi că eu, prietena ta, n-am vrut să te vizitez că te-ai fost acolo internată, că am încercat, adică sper să înțelegi. Că... Înțeleg! Înțeleg unde mi-am trimis pacienții. Într-un loc urât, unde stau izolați, unde nimeni nu empatizează cu ei, unde se luptă pentru viața lor. Îmi închipui. Da, să știi că i-am făcut efortul mare să vin la tine. Ar fi fost bună. O mână. O mână? De ajutor. Ah. Păi da, că trebuie să mă lupt pentru viața mea. Haide-mă, Teo, mă, liniștește-te, mamă. Fii atent aici, am vești bune. Să știi că n-am auzit nimic cum că ai fi implicată în vreo anchetă. Eu cred că poți să te duci liniștită acasă. Lasă pacienții, vrei să clachezi din cauza lor? Toți avem probleme. Uite eu, de exemplu. Mă macină dorul de fetiță, nu mai pot.
dreptate, fată. Da, trebuie să ne întărim. Da. Să ne întărim ca să facem față problemelor. Exact. Da. Ah. Auza, n-ai și tu un anxiolitic ceva prin casă? Ah. Hai mă, Teo, ce ne-ai bătut? Așa mă știi tu. Normal că am. Aha. Sunt o lăstă naturală din vișine. Dar e început ce ai pățit? Asta e neînceput, pardon. Da, pe lângă. Scuze-mă, să trăiești. Sper. Să vrei, mă, să nu trageți! Eu sunt eu, Mărlanul, te las cu casă. M-am și speriat, am uitat ce vreau să zic. Am o idee genială, dar genială. Zi repede că dacă iar îmi consum timpul cu prostii, de data asta chiar te fac dietă pentru vierbi. Uitați ce mă gândeam, să facem o agenție de pariuri online. Și să vină la ea tot felul, o să vină tot felul de polițiști, de politicieni, de funcționari, mă rog, de ăștia cu care mai mă cunosc eu. Adică mă duce la agenția din oraș, la pariuri, unde îi vede toată lumea și află ce vicii au. Așa, intră online, nu-i știm decât noi. Ha? Ce ziceți, boss? Nu-i bună ideea. Mărlane, de data asta ai o idee excelentă. Servesc organizația, boss. O să avem clienți cu nemiluita. Dar ce zic eu cu nemiluita? Și cu miluita, că o să avem și pop de clienți, că știu eu mulți care sunt ideea. Da, mă, lasă, că am înțeles ideea. Așa e, o să avem tot felul de clienți, polițiști, popi, oameni importanți. Și bineînțeles că o facem online. Neapărat trebuie să fie da, online. Da. Barbara! Cheamă-mă și voi veni! Șeful, iar v-a supărat Mărlanu și aveți nevoie de un antiacid? Nu, de data asta nu. Ia-l pe Mărlanu să spună ce are nevoie pentru o casă de pariuri online și vă rog frumos să vă mișcați repede. Hai, Valea. V-ați dus, fă? Dar cine acum s-a scurs de mine, numai? Boss, niște cașcaval pentru ceva de mâncare, că eu cu creierul gândesc dacă de burta goală nu gândește nici eu. Bineînțeles, poftim. Ăștia-s bun pentru aciditate la stomac, pentru tot ce vrei. Ia-i pe biscuiți, dar știu, boss, sunt bun, te frești cu ei pe coate să-ți treacă durerea de șurd. Ce chitră! Vrei să mă ocup acum de problema cu Mărlanu sau mai ai și alte probleme de rezolvat? Nu, nu mai am și alte probleme de rezolvat. Out. Cum vrei să se numească? Casă de pariuri. Și deasupra așa scrii cu litere mari de șchioapă Mărlan Bet Online. Aha. Bă, scrie încet, bă, că poate scrie urât și nu înțelege lumea. Tineretul ăsta, mereu pe fug. Cucu! Pe tot, lasă și mie aprește și mie scătiu. Bet online cu punct. Dă-te, mă! Cu punct. Bet online? Aolea, mă, că... Mă, tu ai musafiri? Cine a fost? Cine, care, când, unde, care, cine? Păi tu mă întrebi pe mine? Zi cine era mai devreme aici, ce? Ai vreo petrecere? Dai vreun chef cu vreunul? Nu, care vreunul? Niciunul. Nu, n-am văzut niciunul. Care chef? Dar de unde ta chefuri? Că... E de la apa aia de gură care are aromă de vișine. Și apropo de vișine, ce trebuie mie vreunul, când eu te-am pe tine și tu vișine, înțelegi? Vișine? Vrei? Hai, noroc, Chiorete! Ce umflătură, te-a lovit amnezia, că azi nu e nimic de semnat. Am trecut și eu așa pe la tine să te văd ce mai faci. Ia uite, mai poate omul streacă acum calitate de prieten pe la un prieten de-a lui? Prieten? A, tu zi repede să nu streacă starea, că la tine ține puțin prietenia. Am auzit discuția ta cu Popăneț, întâmplător și numai întâmplător cu Popăneț. M-am gândit că polițiștii n-ar trebui să certe între ei, mă, cum vă certați voi.
Dacă vă certați, n-aveți timp să vă mai concentrați pe problemele cetățeanului și atunci cine pierde cetățeanul. Înțelegi? Na, Bele, ia uite, bă, cine a venit să-mi ție mie morală. Nu vă fac morală, dar vreau să vă fac, mă, să nu vă... Știu o casă de pariuri, discretă, înțelegi? Unde poți te duci să pariezi sub pseudonim. Lasă-l pe prostul ăsta, mă, să nu crezi parieze la casele alea unde pierde tot timpul. Tu fii deștept. Păi de unde tragi, Damia, azi iau eu pseudonim Mărlane? Ce, să găsești la alimentară? Nu, dar ăsta ți-l dă casa de pariuri gratis, mă. Gândește-te, ai pseudonimul tău, ai contul tău, ai câștigurile tale, ai... De ce să stai să te obosești, să stocești nervii cu toți proștii, mă? Prostule. Ce? Prostul ăla, cu prostul. Le. Ce le? Le e un... Le, 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 le și anele. Ăsta mi-e un prieten al meu care cântă de gelul voi, dar nu am timp să stau să-ți cânt acum, că ai zis că ai treabă. Hai, mă sun când zic cu așa, mă cauți, da? Da. Toată lumea știe că ești un prost, bă, Poponeț. Da, mă, deci dacă nu ai privirea asta de om inteligent și pe lângă asta, te ajută și privirea. Uite-te la tine cum te uiți la mine. Că mie îmi place, mă, să mă asociez cu oamenii deștepți, inteligenți, cu privire, cu viitor, cu viziune. Cu bagă-te, ascultă-mă ce zic. Dar uite, deci, nu o să știe nimeni că eu sunt de la care pariez? Nu, nimeni. Nimeni, nimeni. Uite, și dacă câștig, nu o să-mi afișeze niciodată numele real? Când dracu' să câștigi, când câștigi, da, nu-l afișează. Super, super. Nu-l afi. Foarte interesant. Ei, că o să mă bag și eu. Bagă-te, bagă-te. Băi, bag și eu 2 lei. Bă, ia uite-l, moș, pe ăsta 2 lei. Bă, să vede, bă, că sunteți adunați aici pe gârlă. Faci și tu ca prostul ăla. Care, mă? Chiorete, prostul, le. Care-i cu Chiorete, prostul, le? Nu, mă, el prostul, le. Le? Eu cânte, mă, lerui, leri și ară, dar nu vrei să stau să-ți cântați, mă, prostule. Păi zici că-i luată mână cu ăla. Colmi când așa, 2 lei. Pe urmă o să crească și al tău să putrezească. 2 lei. De unde să vă zuple tosul? Faci, mă, iar te uiți la poze cu babe? E, mă. Bă, ce bine arată și halatul ăla, a? Mamă, cum mi-a târnă pieile. Băieți, ce? Am făcut actele și puteți să începeți activitatea cu pariurile. Așa repede ești actele. Să zici cât trebuie să-ți dau pentru că știu că la înființare de firmă noi să dă ciubuc. Dar ce rost aveți să înființez altă firmă când voi aveți deja una? Am pus o notificare la statut cum că aveți activitate și pariurile și puteți să începeți. Hai! Nu, nu, nu începem încă nimic. Nu începem încă nimic. Un moment. Ce are, mă? Așa. Acum putem să-i dăm drum. Păi ce-i asta? Cum adică ce-i asta? Un antivirus. N-ai auzit de așa ceva? Eu dețin cel mai tare antivirus de pe piață. Greșit. Ăsta e cel mai tare antivirus de pe piață și e și gratis. Rusesc. O să ne ajute să câștigăm și bani. Ia zi, ai pariat? Ce ispită, ce... Mă scutește, mă, Mărlane, că eu n-am salariu atât de mare ca ăia cu pensiile speciale. N-am pariat, n-am. Păi cum vrei, mă, să câștigi dacă nu pariezi? Bagă și tu, amărâtule, măcar un minim 50 de lei acolo dacă vrei să-ți vină câștig. Cum vrei să câștigi? Yes, yes, yes! A câștigat, a câștigat! Bravo, vreau să zic, bravo, mă, Chiorete, ai văzut că dacă pariezi, câștigi cu dracu, a câștigat. Dacă spui la carivate, joc în picioare, ți-l dau pe Vasilică, pe cârcă, până să schimbă banii, Mărlane. Nu-i nevoie, lasă-o să odihnească, că o fi obosit de la meeting-uri, de la intervenții, de la... Cu dracu, a câștigat prostul. Bă, Poponețule, dacă vrei să câștigi, trebuie să bagi, musai niște bani, că altfel n-ai cum să... Când nu bagi, nu câștigi, să știi.
Da, bă, și dacă mă află țăranul și mă toarnă la centru, vor mă dau de belea. Lasă-mă, că nu află, că numai noi doi știm pseudonimul tău. Cine dracu să gândească că tu ești vine tu? Bine, mă, hai că bagă. Bagă, bagă. Am băgat. Așa, bravo. Da, așa, 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 am câștigat. Yes, aha, e bine. Ce-ai, mă, ce-ai? Nimic, sunt bine. Deci nu pot. Mersi mult. Nu trec deloc de antivirusul ăsta al lui Igor. Uită-te și... Nu, că ai întrecut orice limită. Ce limită? Cine are? Ce limită? Unde a plecat sticala? Ha? Cine ești tu, bă, să îmi pui tu mie limită la alcool, bă, jumătate de metru? Lasă alcoolul, tu zic cu amantul. Ce faci, mă, îl chem în fiecare zi aici? Dar ce sunt eu? Glucă de cocini? Exact asta ești. Eu sunt o femeie liberă și fac ce vreau. Adică mă culc. Așa, deci. Las că-l găsesc eu pe misteriosul fără chip. Ce n-am net. Mă, ha, chiar mă, bă! Cine a luat condica? Unei condica? Bă, avem hoți în birou la noi? Că bă, nu știu ce fac. Ce ai, mă, Chioret? De ce te agiți așa? Vreau să semnez condica, unie! Păi tu acolo a semnat-o, Poponeț? A semnat cu indicat cap de miel. Dar ce aveți, frate, de vă înghesuiți așa să semnați? Că până acum mai la sfârșitul săptămânii o semnați. Păi ne-a frică cumva să nu vină cineva de la centru să vadă că n-am semnat cu indicat. Cine să vină, mă? Mă, vă e frică că vă fac eu raport? Chiar atât de josnic că mă credeți? Nu, domne, nu ne frică și nu ne interesează oricum ce faci tu. Gata! Pe mine mă interesează să fac niște bani acum cât sunt tânăr ca să nu stau să trăiesc din salariu de mizerie. Asta mă. A semnat condica, gata, îmi văd de treaba mea, pe teren. Dai că vin și eu, dai că vin. Da, da, că aveți treabă. Am de pus niște pariu, de pus niște întrebări la niște... Infractori! Infractori, foarte... da. Și mă duc și eu pe teren și... Și gata. Da, ca să... Măi, extraordinar! Ia uite-a! Stai să mă uit o dată, da! Gata, mă, să lua părul după ochi. Eu acum te văd în adevărata ta aură. Gratinus! Tu ești făcută să dai concursul, mă, pentru șefa de secție. Că tu ești un cadru tiner, de perspectivă, plină de ambiție. Și e momentul ca oamenii tineri să iasă în față. Bine, dacă nu cumva colegul Poponeț ar vrea el să candideze la poziția de șef de secție. Ce? Nu! Nu, a? Nu! Bun, dar nu și eu tot pe Grațiela. Grațiela, eu te susțin pe tine. Și știi ce mai cred eu? Iată, eu cred că e momentul, în anul ăsta în care suntem, că vorba aia a trecut și centenarul, ca o femeie și nu un bărbat să devină șef de secție. Asta e. Și numai tu poți să fii. Atât. Hai, mă, lăsați glumele astea pe bune. Adică voi vreți să spuneți că eu sunt cea mai competentă, a? Tu ești cea mai competentă. Tu ești cea mai competentă. Și cea mai bună din poliție de aici. Da, cea mai bună din poliție, dar... Păi atunci o să candidez la concurs, nu? Și nu o să vă dezamăgesc niciodată, o să vedeți. Așa să faci grăsală. Ăsta, colega noastră, dragă Gatiluș, te lăsăm să te înconcentrezi și noi mergem pe teren. La treabă, da. La treabă. Ia vezi, mă, ăsta cu 16, cotă 16, ăsta e la lovit. Și cred că și ăsta cu cotă 14. Ne umplem de bani. Eu zic că trebuie să punem mai mult dacă îl luăm. Da, să luăm de 16 de 14. Da, vorbim de... Da, cotă, da. Nu, mă, dar e niște 16 infractori. Dăm pe teren. Avem pe teren la Mioheng, Gang Blas și la Clinceni. E, da. Sunt 16 infractori pe metru pătrat. Mă duc și cu colegul... Hai tu pe ei, da. Dăm... Cu toate că nenorocitul ăsta de Poponeț n-a venit să mă viziteze. E
tare dor de el, mi-e dor de amor. Și mie de fimea. Și nici măcar nu știu unde e. Da, eu știu unde e, dar nu pot să-l contactez direct. Na? Așa sunt bărbați, toți niște porci. Și totuși, totuși, oh, mi-e tare dor de el. Nenorocitul, n-a venit o zi să mă viziteze acolo. Hai, dragă, nu mai dramatiza și tu atâta, că o fi încercat omul să vină, dar n-a putut, o fi avut probleme la birou. A. Și treci și tu peste obstacolul ăsta acum, dacă ți-a așa dor de el. Mm. Ești o prietenă adevărată. Hai, sună-l! Sună-l și spune-i să vină încoace, că eu nu pot să-l sun, că pe mine nu mă crede, zice că sunt tot la bălă-bălă. Păi, da, mă, dar nu știu dacă e bine. Dacă o să creadă că vrei să-l iei și pe el acolo unde ești tu, că știi că devine nevricos când aude de clădirea aia albă. Dar nu-i spui că-l chem eu. Zici tu că e o surpriză. Bine, mai că sunt surpriză. Da, ce surpriză. Anu, ce cauză mai aici, amantul lupește? Și tu ți-așa capițelul la poarta nouă. Ai venit iar să profiți de o femeie vulnerabilă? Ce zici tu? Băi, tu ai cap de vițel. De cine să profit eu? De Emma, că e debusolată de când a pierdut fetița. Dar ce crezi tu, mă, dacă Teo e la Balamuc, poți să te combini așa cu ce femeie vrei tu? Du-te la alta, băi, că Emma e nevasta mea. Bă, tu ești nebun sau... De ce bufă-i așa? Ha? E glumă proastă? Cum să... Ce treabă am eu? Cine m-a pus, mă, pe mine să vin aici? Băi, tâmpitule, dacă voi aveți probleme de cuplu, e treaba voastră, mă. Dar nu mă băga pe mine în chestia asta. Ai înțeles? Dacă ești gelos, tu te n-ai bici. Ba, mă, ce nebun, ce poate să facă genealogia din nou, băi, băiat. Nu pot să cred că mi-e atât de dor de infamul ăla infidel. Auzi tu să mă abandonezi pe mine la Balamuc. Dragostea e o argă. Te pomenești că... Că a găsit pe alta, da. Al naibii, așa rapid a fost. Dacă te uiți la chelia aia lui, n-ai crede. Stai, mă, că poate a intervenit ceva la muncă. Poate are nu... vreo urgență. Mă, nu cred, mă, nu cred că te anunța. A, mă duc la secție. Stai, mă duc. O, mă duc. Și eu aș fi abandonat-o la Balamuc. Ia uite, bă, băi, nu poți să ai o clipă de liniște cu ăștia. Sună, zici că e gara de nord. Da, vă rog. Să trăiți cu respect, da? Popone, suntem, da, la datorie, cum ne știți? Am înțeles. Facem tot ce putem, sigur că da. Într-o zi, două, suntem acum. Nu, da, am glumit, mult mai repede. Să trăiți, să trăiți. Te-a și mătă. Că e simplu, prin una pe telefon să ducă proști, ce să zic. Zi, mă, cu Juventus și cu Milan ce punem? X la pauză? X pauză, X final. E. Deci PSF 2, da. Și pune acolo că primul care ia galben e Pielini, ăla de la Juventus. Că ăsta e ciomăgară, știu eu. Pielini. Și cu strepsii ăsta? Cu strepsii? Da. Foarte, da. Ne băgăm la curling. Că știu eu, e foarte bun. Ce-i curling, mă? Asta, mă, jocul ăla de mătură aia gheața, Harry Potter cu toți aia. Mătură și aruncă aia cu polovanul, trebuie să nimere într-un cer. Cum să mătură gheața, mă? Gheața se sparge, se pune într-un bar și pui niște uschi peste. Asta e tot. Vara, dacă vine toamna prostule și iarna, ce faci? Mai pui tu gheață? Bă, dar prost ești. Pielini. Ah, să nu uit. Du-te pe teren, ție ți arde de pariuri când sună ea de la centru. Avem un caz grav, să bate două tabere. Pe stejarul Dâmborzești, colț cu Occidentului. Hai, du-te! Du-te, nu mă duc nicăieri, mă, am treaba. Nu mă duc, să ducă mă grație ăla, că vrea să remarce. Ce să... La revedere! Bă, mistreața, să nu facă dracu frumpoci în ochi și să nu mai pui ăștia șefă. Topă nu o să cază beleaua, o să vezi. Să mă duc? Du-te, că stă norocul. Oh, dracu, să fii Pielini cu cintea îmbrăcată dimineață. Acum te-ai găsit, bă, să fii cu minte să-mi iei galben. Mă, nu mi-a ieșit un pariu, sunt în sapă de lemn. Și nici măcar nu m-am băgat la concursul ăla de șef de seți. Hai repede, unei formularul ca să... Ce cați acelea cap de-mi el? Ce cau și tu, țărane.
Formularul de înscriere la concursul de șef de secție. Ia zi, unde? La dracu, ste pieptăni. Păi dacă atâtea ne-a rămas. Hai repede, până nu iau uitul la postul, hai. Ia ăla cartonaș galben. Băga la și masa, acum s-a pocăit. Eh, băieți, întrucât am fost singurul candidat, nu s-a mai ținut concursul de șef de secție. Așa că am plăcerea să vă anunț că am fost numită șefă de secție interimar. Yeah! Yeah! Aplauze! Ai, mai cu inima, așa. Așa. Așa că primul meu ordin este că astăzi nu se va mai ieși pe teren. Nu? Nu! Decât voi doi vă ce să-mi luați și mie ceva de haleală de la supermarket. Hai, repede, repede! Hai, tăne! Ce să vă dau? Băi, milogilor, șeful nu dă niciodată. Șeful primește. Și așa că, hai, fuga maș să vă văd, hai! Hai, mai cu viață, Popones, mai cu viață, mă, nebun! Hai și tu! Ce-ți mai place, nebunule! Șef de secție! Domnilor, partea voastră dă-mi profitul de la pariuri. Să trăiți, boss, lasă că e numai eu. Mulțumim! Una, două, trei. Acum m-am încurcat. De la început, una, două. Iar m-am încurcat. Nu cu el, că m-am... Una. Unde rămăsesem? Băi! Băi! Farfara! Pune-i farfara, că am treabă cu trânsa! Păi de unde să știm noi unde e, mă? Poate Pupăză să știe că el e șeful ei. O mai trimite pe la treburi, pe la chestii trestii. Dar ce treabă ai tu cu ea? Am nevoie de niște bani, că am intrat... Iar mai mă trăgeți voi de nimă, că nu-i treaba măgarului de unde bea uilea! Apropo de bani, n-aveți, bă, voi niște bani ca să-mi dați, ca să... Tu să fim noi bani, bă, Chiurete, bă, că noi suntem pârliți. Când zic pârliți, nu zic pârliți ca aia de... A crescut combinate întregi de porci și a venit peste alea la porcii, că aia nu-i chiar pârliți, că... Aia le mai dă statul, o compensație. Dar nouă, că n-am avut nici porci, ce să ne dea, bă, de unde să-ți dăm bani? Băi, mi-a venit o idee. Nu luăm noi de bani ăștia niște porci, că dacă e o problemă ceva, ne dau despăgubire și... Exact, ne dă compensație și rămân cu bani mâncând și să-i iau uite alții. Băi, băi, nu știți unde-i Varvara? Trebuie să vorbesc ceva cu ea, urgent, urgent. Bă, dar ce aveți toți cu Varvara, mă? Ce suntem noi, mă, secretarile ei? Ce suntem noi? Bine, bă, dar nu știți nici când se întoarce. Că vreau neapărat să-i cer niște... Bani, știm. Dar noi n-avem, că suntem pârliți. Da. Ca aia cu porcii. Hai, mă, lăsați-mă cu porcii, cu pârlitul, cu... Dacă vine Varvara, vă rog, eu spuneți-i că o caut, că am nevoie de niște bani împrumut. Chiar voi n-aveți niște bani de împrumut? Bă, vă dau dobândă ca lume, pe bune. Tu te văd aici, bă, lasă-te la secție cu dobândele tale și cu împrumutul. Și noi avem bani, dar... De unde dracu a aflat ăștia așa repede că noi am făcut bani, mă? Polițai, mă, cred că au aparaturi de alea și ne verifică pe internet. Da, stai liniștit, am cel mai tare antivirus din lume, îi sparg. Hai, mă, unde bani? Unde rămăsese, mă, la 1? 1? Ia uite, boss, să știți că avem o problemă. A trecut mai devreme pe acei băieții de la secție polițaii, a cerut bani cu împrumut. Da, mă, ce au pierdut ei, am câștigat noi, înțelegi? E foarte simplu, trimite-i la mine să le iau dobândă la dobândă. Am înțeles, bă, vedeți că vă fiu e telefonul și aveți alarmă, da, mă, nu știu, și tot, da, o alarmă, dar sper să fie falsă, că nu... Șefule, o să avem toate câștigurile protejate. Am băgat eu cel mai tare antivirus din lume. Vino să-l vezi. Da, uite ce mișto e, bă, s-a umplut tot ecranul de scris de la galben pe albastru. Eu l-am făcut. Mă, adică, mă, tu ai băgat antivirusul tău peste antivirusul meu? Nu, pe ăla l-am șters. L-ai șters? Da, normal. Băi, mame, lucule, antivirusul ăla făcea toată afacerea. Banii înapoi imediat. Banii înapoi imediat. Băi, competenți. Ce-ai făcut, mă, idiotule? Ai jucat banii noștri la pariuri și ai pierdut? Nu, stai, mă, că eu nu înțeleg, că eu am băgat doar un antivirus, atâta. A, atâta l-ai băgat? Păi nu se bagă, mă, numai atâta. Îl bagi tot. Băgați-l în fund. Ia, băgă-l tu. Nu mi-amintesc exact. Nu ți-amintești sau nu vrei să ți-amintești? Nu mă obliga să scriu un raport, că nu știu ce să fac. Te
ești cu asta, mă, așa libidinosule? Dar n-ai vrut tu să vii când te-ai chemat, mă? Vin un coce să surtezi tărtița aia, Crai! Măi, de ce mă bucur că te văd, dar totuși tu aici, adică nu mai ești la... Ghinion! Am venit să te... Pântui! Ce credeai, mă, că dacă mă părăsești acolo o să scap de mine? Nu scap, mă, nici pe lumeilaltă, infamule, da? Nu scapi! Așa vă petreceți voi timpul liber în lipsa mea, a? Mișto cizme. Mersi. De unde că trebuie să-ți explic, adică Magda face o anchetă în cazul Matescu și eu nu am nimic personal cu ea. Ce anchetă, mă? Asta e noua șefă de birou, sau mă rog, de sub biroul tău. Așa, a trompetă zici că strângi informații și de fapt te dai la bărbații altora. De unde ai găsit-o, mă, așa de repede? Era la pândă la cont sau unde era? Așa, domna Gen Poponeț, faci glume ca să scapi de acuzații, a? Bă! Ai evadat Teo de la baratul și a venit, da? Teo! Ai și venit! Da, am ajuns, da. A, deci domnișoara chiar e de la Balamuc. Doamna, nu ăsta. Doamna, acum nu că va trebui doar să dai declarații, dar va trebui în acest moment să o escortezi pe doamna direct la ospiciu, că e treaba poliției. Când un pacient evadează de la ospiciu, poliția îl duce înapoi. Nu plec nicăieri! Că dacă mă duce poliția înapoi, mi se lungește tratamentul. De fapt, asta era planul vostru. Nenorocit, infidel ce ești! Să mă mai închidă aia o lună ca să mă faceți voi de cap! Mulțumesc! Nu știu că nu mă mor! Haide! Bătorite, că acum ai timp pe aia cămașa de porț! Să te ieie! Ia, bătorită! Stai-mi! Te gravescule, că mi-e trebuie! Nenulescu, nebune! Mamă, dar ce efort fac grita și mie mi se face o mică! Când așteptam ziua asta să fiu numită șefă, să sărbătorim zică fiecare în felul lui. Eu mănânc și voi îmi dați raportul. Treacă de umflat. Poftă bună, șefa! În timpul serviciului nostru nu s-a întâmplat nimic ca în micuța deosebit. Plictisitor, mă. E mai bine veniți voi. Îmi face unul un masaj la umeri și unul la tălpi. Ca să meargă la digestie. Da, da, da. Mai clenfăiți un pic, niște salam, niște brânză, niște... ca să fim siguri că avem ce digestiona. S-o lăsă în dracu să mănânce, să sature, că altfel nu mănâncă pe lui. Serviți, serviți, că e și păcat că ne-am pregătit și noi. Ce bunătate! Și n-a fost niciun chef, adică... Ce țăracă cocuită! Ce țăracă mor, nu mai pot! Poponețule? Așa, da. Te rog mult să fii urgent până la vilă. Am o surpriză. Oh my God! Am o surpriză! Am o surpriză pentru tine, la fără. Hai, noroc! Ce cauzi, mă, amantul lupi? Să umbla singur. Hai, noroc! Ce cauți? Bine, hai, că așa o fac. Gata, hai, că nu mai mă uit, pot să pufăi când vrei. Cine mai joacă? Ăștia ai noștri? Skepsii ăia cu cine joacă? Ce-a făcut? Skepsii cu Strepsils. Ăia din covad. Cu Strepsils, mă. Ăia, mă. Ăștia la curling, mă. Strepsils cu Skepsis.
Ia zi, câți bani mi-ai dat tu până acum? Că vreau să ți dau înapoi și să-mi recuperez casa. Păi de unde să-mi dai tu, mă, prăpăditule, că ești mai de capul tău? E, am de unde? Ia uite. Cucuși, te-ai tâmpit, mă, plătești în banii poștei? Plecă imediat de aici până nu mă acuză, mă, dacă te-am băgat la pușcărie. Că am fost complice la delapidare. O, disperatule, că nu o să aibă nimeni după eu să mă acuze. Că de mâine poșta o să fie ca și a mea. Că eu o să fiu ministrul telecomunicațiilor. Am venit să vă propun un colaborațion pe mucho dinero. Mucho. Îmi pare rău, dar eu la negru nu mai lucrez, pentru că dacă nu știți, eu o să fiu președintele României. Deci, pentru vreo 8 ani, dacă nu chiar mai mult, n-o să mă mai pot ocupa de televiziune. Asta e ce să faci. Dar dacă totuși nu câștigați... Nu, copii! Și totuși, da, cum ați ajuns la mine? E, simplu. Vecinul șefului meu din Spania este un fotbalist român. Aha. Și mi-a zis că vrea să-și aducă un administrator dachi par sua casa de acolo. Adică? Adică să aduc un paznic român, că ăștia e mai ieftin. Am unul de acțiune. Am înțeles, da. Și șeful meu, care este producător de telenovelas, a zis că să încercăm și noi același lucru. Nu mai puțin să văd dacă am înțeles. Adică realizatorul de aici, si, para telenovelas de acolo. E, si. Da, si. Certo. Și el m-a trimis la dumneavoastră că sunt singurul realizator pe care îl știe. Normal, normal. Auziți, dar... cum îl cheamă pe celebrul fotbalist ăsta? Bubășel! I-ai văzut cumva pe mână, nenul meu? Nu l-am văzut! Tonchi, nu l-am văzut! A, bine că ai venit, stai așa, uite că tocmai a venit un producător spaniol de telenovele și caută colaboratori. Nu. Tonchi, Tonchi, și ușor, că nu ne deranjează! Să-mi vorbă, Tonchi, că nu ne deranjează nimeni! Ce faci de merde, pule, ești cu asta? Tata! Tătișo, să știi că nu pare ceea ce e. Adică asta nu e ceea ce pare. Eu cât am... Ce cât ai? Cât ai să te sluci și nu știi cum, e? Ai aflat? Că sunt de puțină... Mai vrei că nu e așa? Nu e așa, bre! Descurc mai târziu, acum am pe careva de băgat în reanimare. Șofica! Mă vină cu ce fai să mergi cu ce... Cum să suntem? În direct? Teo? Dragostea mea! Doamnelor și domnilor, în câteva momente vom fi în măsură să anunțăm rezultatele parțiale ale exit poll-ului de la orele 21. Bă, dă-te mă în fața camerei, că te vede mămica și dă-i de dracu! Mă doar la mască de băta, bă, acuz mă să păzească SPP-ul, mai mi-e frică de nimeni. Da, și pe mine. Se pare că în sfârșit avem vești și despre primul ministru. Vă rog să mă iertați pentru întârziere, dar... de-abia am ajuns la birou din teritoriu. Apa minerală. Am vrut să verific personal corectitudinea alegerilor. Câtă prăjeală are asta în el, frate? Dar iată că au sosit rezultatele. Se pare că vom avea un câștigător chiar din primul tur. Yes, yes! Conform exit poll-ului, actualul primar al capitalei! Am câștigat! Prima, dragostea mea! Actualul prim-ministru, domnul Vârlavu, adună 51,8% din sufragiile exprimate și devine noul președinte al României. Nu se poate! Nu se poate! Nu se poate! Se poate! Daiu! Adică... L-am luat carte de vizită! Carte de vizită! Habla spaniol! Ha! Neapărat! Ce mai vrei? Plec de aici! Plec de aici! Ne-au prins! Să te văd eu cum mai faci nuntă la Șilap!